Lumea și m-am găsit la un episod din The Babe. E, după 8-9 încercări de filmat, am reușit și o să filmez. Sper că și data asta o să iasă, dar sper și sigur, 100%, sper că o să iasă. Bun. Deci, ca să nu încep așa, dar tot o să spun motivele pentru care n-am putut să filmez. Vedeți, am avansat foarte mult, mai am decât o parte din turn. Și îl termin. De tot. Mă refer, na, am avut de fiecare dată motive absurde, gen dintre magazin a rămas fără țigări. Adi la mine, așa. Deci când vin de la școală mă uit să văd ce căcat teme am. Să le fac. Dacă sunt mari, dacă nu. Asta e. Așa. Și alte motive ar mai fi niciun decât să fiu întrerupt de fiecare dată. Ați văzut în ultim. Deci eu postez numai seara, numai seara am timp să filmez când mai apuc la calculator, pentru că când vin de la școală, amin, ce faci? Ce se termin repede? Mereu faci ce se termin repede. Dar am zis că na, săptămâna asta lasă, că aproape a trecut mai mâine, vineri. Mă gândeam că în weekendul ăsta în tot timpul liber pe care l-am la dispoziție la vineri să filmez mai multe episoade din diverse chestii. Deci din diverse chestii să postez mai multe episoade. Să postez să filmez mai multe episoade, mai multe chestii, gen na, să și pot și am timp, adică o sigur să am timp. Eu decât le filmez și eu după aia o să le pun programate timpul săptămânii. Am zis că o să încerc să pun câte două videouri pe zi. Deci m-am gândit, bă, două videouri pe zi, hai că ajung, două pe zi. Așa, dar să am și timp să le filmez. Deci două pe zi ar trebui să filmez în jur de vreo 10 videouri. Da, 10 videouri. Chiar mai multe, știți? Și după aia scap restul săptămânii și sunt liber. Și eu practic o să filmez decât un weekend și o să le pun pe timpul săptămânii ca să pot să, na, să mai am timp și de ale mele. Gen teme, școală, proiecte, dacă o să fie. Așa, și alte jocuri, gen să mă joc, că în unele jocuri gen rămân pe loc. Ce joc am mai avansat a fost CSGO. Oh, da. Și nu înțeleg. Adică, wow, am și ceva highlight-uri. No, o să pun în curând, cred, mă rog, o să încerc să le editez și să-l filmez oarecum în joc, na, să pare mai frumos. Așa, o să-l, am zis asta sarcastic. O să pun un highlight cât de curând, adică, na, ce am făcut eu. Un kill foarte interesant. De fapt, un double kill. Mă rog, o să-l pun eu, o să-l vedeți voi, acel, între ghilimele, highlight al meu. Na, și să vedem, pe fiecare chestie asta, câte dislike-uri se strâng. Efectiv, la ultimul s-au strâns like-uri cât dislike-uri. Nu vă înțeleg. Pro player de CS. Deci, nu vă fucking înțeleg. De ce? De ce? S-a apucat, deci, din câte am observat, de când s-a apucat Dagger de o chestie, adică Dagger face ceva, toată lumea din România face aceeași fucking chestie. Gen, Dagger s-a apucat de Counter. Oh, hai să ne apucăm și noi și România să se apuce de Counter, că de ce nu? Că wow, Dagger. Face Dagger ceva? Face ceva și România. Dacă ați observat, așa e. Până eu vorbim cu el, am observat chestia asta. Până și el mi-a zis. Că știi ceva? Că dacă ai observat, dacă cineva face ceva în România, dacă fac ceva, fac și alții din România. Nu mă refer YouTuber, mă refer la ăștia mici. Gen, ați văzut toți de pe Minecraft, de pe Survivor Games, s-au mutat pe CSGO și au vândut conturile de pe CSGO, de pe Minecraft, de pe, mă rog, care aveau rank pe MCG, MCSG, mă rog, nu contează serverul ăla. Ca să-și ia CSGO plus de alta, mai bagă și bani să-și ia cuțite, să se dea șmecher. Uite, mă, am cuțit, dar și să joci pentru cuțitul ăla? Eu nu am avansat. În 2 zile am
În 2 zile am ajuns gol 2. Deci în 2 zile. Deci chiar în fucking 2 zile am ajuns gol 2. Mă uit așa, am făcut eu imagine. E pe acel grup de pe Facebook, CSGO România, de vreo 4.000 și, 4.000 și ceva de membri. Na, sunt două, unul cu 400 și unul cu 4.000, aproape 5.000 de membri. E, uitați-vă pe ăla de 5.000 de membri, să vedeți poza care am făcut-o eu cu Dagger. Și cu Life. Mă rog, asta e mic acolo scris. Mă rog, să vedeți ce fucking poza am făcut. Mă rog, hai să vă zic așa, un spoiler ar fi la Silver 1. Am scris Minecrafter. De ce? Vedeți, eu acum efectiv nu stau așa. Eu stau așa, stau, mă uit în jos. E, cei care sunt în Silver 1, mă rog, să zicem maxim până în Silver Elite, se uită în jos. Efectiv, ei nu stau așa. Na, uite, hai să fac aici. Poc, poc, da? Efectiv, tu ar trebui să te uiți aici sus. Nu, ei se uită așa. Să vă spun și explicația. Deci, pe Minecraft, vedeți, efectiv, mie acum, n-ai, mă uit în jos și calc și pe blocul ăsta să nu cad jos. E, lor e frică că o să cad de pe platformă, să zic, flator de lume plată pe Minecraft. Și lor e frică. Bine, recunosc, și eu am fost așa la început. Și eu mă uitam în jos, gen... vedeam, deci... Vedeam pe unul, oh, po, 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 dă, uite-l acolo, bă, 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 bă. Și ceva gen mort. What the fuck moment a fost ăsta? Level 7, slab. Să se aranjeze și toate căcaturile astea, 2, poc, poc, poc. Bun. Asta era aici, asta aici, asta aici. Bun. Da, partea asta e gata. Trebuie să vedem. 7 minute deja, lol. Ok. Stai să pun toată piatra la loc. Bun. Ce mai am de făcut pe aici? Asta așa să văd dacă s-a mai spawnat ceva aici, la spawner. Da. Mulțumesc cei care a zis noroc dacă a zis. N-am zis așa să fiu... Să nu fiu nu știu ce. Bă, deci circuitul ăsta mă enervează. Ia stai, mă. Și acum mi se pare că... Da. Na, ăsta e fucking foarte ciudat circuitul. Ia stai. Dar trebuie să fie acolo ceva. Nu. Chestia asta e foarte ciudată. Asta e 3x3. Mai era o chestie care era cam până aici, ceva gen. Mă rog. Hai să culeg și sugar cane-ul ăsta. O să am nevoie de foarte, foarte mult sugarcane. Bă, și foarte mult sugarcane. Bine, o să fac o fermă de sugarcane. What the fuck, de ouă? Sunt mortul că ne-am luat ouăle de aici. Ok. Ah, păi da, nu? Măcar să mai spawneze aici ceva găini. Stai, câte entități am? Unde ne vă văd entitățile? A, 26 de găini. A, not bad. Să fie ieșit acum găină, doamne. What? What? Și noi va... Ok, cred că ați văzut și voi chestia asta. Ok, bun. Turnul.
Și ce ziceam că mai vreau să fac, momentan nu mai am idei, deci chiar nu mai am idei ce vreau să fac, adică mă gândesc, prima dată mă gândesc decât la turn, chestia asta decât la turnul ăsta vreau să mă gândesc. Bine, n-am mai făcut nimic pe aici, și totuși, ia hai să încerc eu să strâng ceva animale, a, să fac și un țarca, lemn am strâns lemn destul, așa, bețe am pe aici, uite, 32, perfect. Să fac aici un sa... What? Stai. Uite cum se face gardă. Nu, nu așa. Stai, cum trebuie să se face gardă? Nu, nu așa. Bă, stai. Bă, stai, am uitat cum se face gardă. Ești nebun? Am uitat cum se face fucking gardă. Asta e scara. Cum se face... Ia, deci mă jur, nu mai știu cum se face gardă. Deci nu m-am mai jucat în Minecraft, ci efectiv, what? You what, mate? Deci, you fucking what, mate? Am modificat cum se face gardă. Really. Eu am făcut bine. Așa se face mai nou în gardă, în 1.8. Deci, plz. Doamne, cât de prost să fii să faci așa ceva. Doamne, cât de prost să fii să faci așa ceva. Da, bine. Uf, cât de prost să fii să faci așa ceva. Never mind. Hai că să fac aici. Deci eu efectiv acum am căutat cum se face un gard. Așa. Hai să fac aici un țar mic. Nu mă interesează pe mine cât de mare e chestia asta. Așa, o poartă. Hai că poarta mai știu cum se face. Dar gardul să modifice în halul ăla. Deci, eu unul nu aveam habar cum se mai face gardul în 1.8. Cum ne-ai să modifici chiar așa, mă, halul ăla? Doamne, ce oameni, prăști. Ok, deci, mie îmi trebuie momentan două vaci și doi porci și poate și două oi. Deci eu am numai găini pe aici. Bine, vacile știu că erau și ele, știam că aveam vaci pe aici și oi. Pentru că n-a... What the fuck, ce cu atâtea găini? Uite, am văzut ceva acolo. Dacă n-am văzut bine. Ah, La nu nimic, dacă mă pierde... Oh. Mă. Really, nu mai găini. Deci nu mai găini am pe aici. Uite aici ar fi câmpie. Oh, vacă, doamne. Vai, hai uite. Hai uite, hai. Hai că poți. Hai că avem de trecut. Oh, fă mămăiță. Hai, hai. Ha, stai că nu pot să urc. Hai că vine pe mine. Hai da. Hai că aici nu e apă. Perfect. Hai, vai. Hai, oile sunt proaste. Adică, ăstea văd și apusul și răsărit în același timp. Deci, țin minte, acolo mai sunt oi.
Bine, oile nu prea mă interesează pe mine pentru că n-am nevoie momentan de oi. Bine, poate pentru lână și o să fac acolo ceva case cu lână. Momentan asta, doar momentan. Așa. Mă, că se ține oaia asta după mine, ești nebun? Hai, vai, hai că poți. Hai. Hei, 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 aici. Hop, hop. Hop. Pleacă. Bun. Dacă vă întrebați că se aud zgomote pe fundal, nu pot să... Deci, efectiv, chiar nu pot să dau mai jos, să închid geamul. Am ceva probleme aici și trebuie să las geamul deschis, nu știu, foarte mult. Nu mi-a zis mama, ține geamul deschis, atât. Pa. Ok. Să pun poarta aici. Am lărgit chestia asta. Mă, și cam atât ar fi și cu acest episod din The Babel. Dacă, deci nu mai stau să aduc animalele acasă. Da, nu mai stau să aduc animalele acasă. O să le aduc eu de acolo. Mă rog, nu o să mai stau să le filmez chestia asta. Că deja am stat foarte mult cu oița asta. Așa. Și pentru 2 minute, 2-3 minute cât am stat după oaie să filmez, nu mulțumesc. Așa că o să încerc eu să le aduc. O să încerc să aduc toate astea acasă, toate animalele acolo. Cred că sper să fie și vaci. Deci, cred că sper să fie și vaci. Nevermind. Deci, cam asta a fost. Până data viitoare, baftă lumea.